Deci problema, bazele analizei matematice, problema Q24. Să se traseze diagramul, puse de grafic funcții compuse, e fix egal, e fix este egal cu tangent de logaritm acolo, din a cosinus, de pi x minus 1 supra 2x minus 1. Așa, x aparține minus 8,771 și 2,234 intervalul. Se pun condiții de existență. Deci,
se face graficul lui funcției g de x este egal x minus 1 supra 2x minus 2. X on y. Y egal cu pi supra b de asimptotă orizontal la opus minus infinit la 11 supra 2. Deci 11 supra 2 și 0. X egal cu 11 supra 2 asimptotă vertical la 1 supra pi, 1 supra pi și 0 intersecția cu axa cu x. Și acum ăsta vine așa. Minus infinit. Aici e infinit. Și ăsta este graficul. Y egal cu 1 este ăsta. Y egal cu minus 1. Aici. Y egal cu minus 1. Intersectăm. Deci aici este, aici se obține și un punct M1 și un punct M2. Px se vede, deci asta este g de x. Deci g de x se intensifică cu y de 1. Înseamnă că g de x egal cu y de 2 de x egal cu y de x minus 1 și rezultă punctul e mult mai mare. Px supra 2x minus 11 y egal cu 1 este orizontal. Deci 1 e px supra 2x pi minus y de x minus 11 y minus 11 egal cu y minus x 3x egal cu y plus 11 x egal cu y plus 11 supra 3. Deci aici s-a văzut
poziție și apoi să încerc, să încercăm să casăm și grafic. Deci un alt mod de gândire de trasa. Să putea să facă analitic, dar dacă nu există graficul, graficul îți transmite mai multe informații decât analiticul. La analitic, dacă greșești, ce faci? Dar aici, pe grafic se vede, vezi când e X, când e pozitiv, când e negativ. Deci acum se încearcă să traseze graficul. Arcosinus. Mai avem arcosinus, deci mai mare în cază arcosinus să fie mai mare ca 0. Acolo logaritm natural din arcosinus pe x minus 11 spre 2x minus 11, fără tangentă, tangentă era mult mai complicată. Și ia să vedem funcția y egal cosinus de x, y egal 1, y egal minus 1, funcția cosinus în 0. Așa? Deci aici este x supra 0 minus x supra 2 și 0. Deci între minus pi supra 2 și pi supra 2, aici e pi, minus pi. Avem funcții între scrisuri de pi, aici e pi. Și acum, când avem y egal cu cosinus de y, de x, x-ul curăță între minus 1 și 1. Și o să vedem. Y, deci minus 1 și 1. Minus 1 și 0, 1 și 0. Aici arcul al cărei cosinus este minus 1, deci arcul al cărei cosinus este pi. Deci minus 1 și pi. Apa cu cos este 1, este 0. Și aici e pi pe 2. Și o să vină derivata întâi. Din minus 1 radical de 1 minus x pătrat. Derivata 2 din minus radical de 1 minus x pătrat. Dacă minus 1 pe 2 derivat, egal cu 1 pe 2 radical de 1 minus x pătrat. Derivat. Deci, este egal cu 4. Minus 1 minus a plus, minus 1 la 2, la puterea, minus 1 la 2 minus 1, 1 minus x pătrat derivat, deci mai mică decât 0. Derivata a doua, deci e concavă. Deci bine așa. Și aici este 0 și x supra 2. Coza pi pe 2 este 0, deci dacă cos este 0, e pi pe 2. Deci asta este funcția idei egală cu a cosinus de x, de decât pozitivă. E mai mare să o dau cu da? Și atunci, să trecem la următorul tabel, să revine. Deci, la cel inițial de aici, aici o să vină ar cărei cosinus. Deci, aici, trebuie să luăm numai cel care este cuprins între minus 1 și 1. Deci avem aici, da, deci numai pe astea. Restul nu ne interesează. Și
Deci minus 8 și 2,234. Deci aici este 2,234. Deci aici. Și minus 8,778. În restul nu ne interesează. Deci aici nu. Și nici nu ne interesează. Acum, aici ăsta este arca coricosius este minus 1. La minus arca coricosius este minus 1, este pi. Deci aici este pi. Arca. Deci punem arca cosinus de pi x minus 1 sub arca x minus 1. Ori o funcție e fixă. Și funcția e fixă. E fix, egal, rudăm la urmă, din arc cosinus x minus 1 sub 2x minus 11. Și acum, ăsta de aici e pi, ăsta dacă e 0, e pi sub 2, și ăsta în 1 este 0. În 1 e 0. Ăsta nu ne interesează, numai că noi nu am să ne definiți. Logaritm natural din pi, logaritm natural din pi sub 2 și minus infinit. Logaritm natural din 0 e minus infinit. Și facem grafic. Se trasează direct în grafic. Aici se poate să fie mai lisit. Al graficului cu axa X. Deci aici, fx intersectat cu axa X. Ox individual cu ecuația axei cu X și fx este logaritmul de arc cosinus de pi x minus 1 supra 2x minus 1. De 0 logaritmul de arc cosinus înseamnă că logaritm în baza ei e un arc cosinus de pi x minus 1 supra 2x minus 1 egal cu 0 înseamnă că arc cosinus de pi x minus 1 supra 2x minus 1 egal cu e la 0 egal cu 1. Deci înseamnă că arc cosinus de pi x minus 1 supra 2x minus 1 este egal cu 1. A fost o ecuație pe care, da, se rezolvă cosinus. De cosinus, dar cosinus.
Lecția, bazele analizei matematice, 24. Aici, să se facă graficul frunzii pe domeniul ăsta, a cosinus. Deci, fx, intersectat cu x, înseamnă logaritmul de a cosinus. Minus 8, 7, 7, 7, 0, este toată verticală.
M de 0 fac calculul 11 la 1 supra pi. Deci 1 supra pi e 0,45. 1 supra pi e 0,45 la 2,334 egal cu 1,44. Deci 2,334 1,44. Asta este graficul funcției căutate. Aici este o asimptotă verticală. Deci este o funcție opusă. Este bine să se lucreze cu aceste voloi.